Un autoturism Ford Transit de culoare albă, fabricat în 2008 în stare de funcționare, o mașină marca Volkswagen Jetta, berlină din 2016 de culoare neagră, un autoturism de 1 Bira fabricat în 2006, culoare albastră, și un Subaru Forester din 2005 în stare de funcționare, toate aparținând Inspectoratului Școlar Județean Gorj, au fost sechestrate de ANAF pe 31 iulie 2019, urmare a unui debit în valoare de 337.204,21 lei al instituției către organul fiscal. Mai exact, instituția a fost somată în 2017 să achite creanța bugetară în cauză rezultată din nereguli ale ISJ în gestionarea fondurilor europene. La momentul somației și a înregistrării prejudiciului la comanda instituției educaționale se afla Ion Ișvan, actualul inspector școlar adjunct, care este acuzat de management defectuos în gestionarea fondurilor europene derulate pe POCU prin Ministerul Educației Naționale. Pentru stingerea obligațiilor financiare, ANAF a procedat la sechestrarea bunurilor în cauză, mai exact a mașinilor instituției, dar și a conturilor ISJ, care lunar sunt blocate orice operațiune financiară desfășurându-se numai cu acordul ANAF. Ion Ișvan este în continuare în echipa de conducere a ISJ Gorj, în ciuda găurilor și de serviciilor produse instituției educaționale, și chiar dacă PSD nu i-a dat girul pentru rămânerea la inspectorat. ANAF va pune în curând și sechestru asupra clădirii în care funcționează ISJ Gorj, spun inspectorii din instituție, care consideră că situația este de netolerat, fiind ascunsă an la rând opiniei publice.